Vorbeați de sălile de sport, că au fost închise odată cu noile restricții. Cum vi se pare această decizie luată de guvern? Nu se sportul încadrează... e oarecum recomandat, nu? Este pentru... prevenție pentru și... sănătate. Exact, eu vin acum de la niște analize și mi s-a recomandat să fac mai mult sport. De ce poți să stai îngrămădit cu alții în autobuz și nu poți să mergi la sala de sport? Sau... Exact asta, da, are ne întreabă și pe noi, adică, cititorii. V-am spus, poate și formația mea de matematician, dar cred că bunul simț obligă ca unele măsuri să aibă în spate ceva logic. Dacă faptul că stai la un metru de o persoană este rău, haide să nu mai stea nimeni nicăieri. Nu, mai e și acel exemplu de la aeroport. La aeroport ești ținut la 2 metri de alte persoane, după care intri în avion și stai la 10 unul lângă altul, exact. Deci, sunt ce lucruri ilogice. S-au făcute ipocrit doar pentru imagine, doar pentru a arăta că ne pasă, dar de fapt, până la urmă, se vede că nu ne pasă. Deci, dacă niște... lucruri nu sunt bune, hai să nu le facem deloc. Dacă este neclar, hai să vedem în ce măsură trebuie făcute sau nu. Oricum, mare parte dintre informațiile aruncate pe piață în prima fază a pandemiei s-au dovedit a nu fi reale. Se spunea atunci că pui mâna pe un obiect și altcineva pune mâna și ia imediat virusul. Nu este adevărat. Virusul nu se ia atât de ușor. Se ia dacă stai la o distanță mică unul de altul, fără mască, vorbești și exact cum se ia gripa, de exemplu. Nu s-au confirmat acele teorii că s-ar lua mult mai ușor, pentru că dacă se confirmau, statistic vorbind, trebuia să aibă deja toată lumea de atunci. Doar dacă stai într-un glob de sticlă să nu iei. Vorbim de 5% din populația globului până acum care a luat.